Ora 21, bună seara! Am avut un weekend aur curat, iar pentru că munca e brățară de aur, am venit la job pentru că îmi place să fiu accesorizat corespunzător. Iar apropo de munca asta de jurnalist, mai multe somități o descriau în termeni nu tocmai colocviali. Mark Twain spunea că jurnaliștii sunt oameni care se gândesc toată viața la profesia pe care ar fi trebuit să o învețe. Sau jurnalistul este cineva a cărui funcție e să explice altora lucruri pe care nici el însuși nu le înțelege. În seara aceasta, la ochii pe mine, am să încerc să înțeleg bine puțin decât să înțeleg greșit tot. Așadar, în prima parte a emisiunii îl înțeleg puțin pe jurnalistul Viorel Ilișoi, iar în cea de-a doua îl înțeleg total pe cel de-al doilea invitat, pilotul de raliuri Simone Tempestini. Acum, fie că unora le place numai ce înțeleg, fie că alții înțeleg numai ce le place, rămâi cu ochii pe mine, ne înțelegem noi. Bună seara, Viorel Ilișoi, bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit! Cum e, Viorel, gata? Ne-am luat aurul înapoi? Te refer la aurul care tocmai a ieșit acum de sub... Nimeni nu știa unde e ascuns, dar uite că a ieșit. Da, munții noștri aur poartă și văd că coboră de la munte în civilii. Zine un banc, știm că ești un tip hâtru, așa, ai un banc cam pentru fiecare situație. O poantă bună care să reflecte bine peisajul politic în care ne aflăm acum. Nu am venit pregătit cu poante, le improvizez, dar știu un banc genial, l-am auzit și îl țin. Te rog. Și se spune despre aur că sunt ghidați de Kremlin. Ceea ce nu aș crede că ei sunt unioniști, Kremlin. A, păi e logic, pentru că tezaurul nostru e acolo, aur. Teza cu aur, așa iese tezaur. Putin, supărat pe noi, îl cheamă pe comandantul armatei ruse și îi spune: comandant, domnule comandant, în cât timp ajungem cu Marea Armată Roșie la București? Domnul președinte, dacă opun rezistență, românii într-o săptămână suntem la București. Dacă nu opun rezistență, în două săptămâni suntem acolo. Păi de ce? Da. Păi știți, cu discursuri de întâmpinare, durează mai mult. Sper să nu ne aducă vreun partid să ne aducă în civilie ce ne-a dus pe internet cu știrile false, cu Sputnik, cu prostii. Doamne ajută să ai dreptate. Cum e România lui Viorel Ilișoi sau România la care visează Viorel Ilișoi? Știi că era o poezie pe timpul lui Ceaușescu, o recitam la școală: în lume nu sunt mai multe românii, ci una doar și aceea ne mamă. Aș contrazice un pic pe poet, l-aș contrazice un pic, nu știu cine e, Tiberiu Utan, probabil, nu ne-o să-l ierte pentru ce prostie a spus. Da, corect. În lume sunt mai multe românii. E România mea, e România ta, e România celor de afară, e România în care trăiesc, România în care am trăit, România pe care aș vrea să o am, România pe care o visez. România pe care o visez eu e ca afară, conform afară ca negaturii. Afară, dar și afară are mai multe nuanțe. Afară ca la... Ca la modelele la care ne uităm noi și la care nu știu dacă... N-ai o țară preferată, o nație demnă de urmat? Francezi, englezi, Canada. Da, nice Canada. Canada e așa un mix de stalinism. Multicultural și ei pe acolo au toate nățile. Da, e o țară frumoasă. Toate țările sunt frumoase. Și nu a noastră mai mult ca alta, că s-a revărsat frumusețea aici. Toate țările sunt frumoase. A fost și în țări unde nu vede decât piatră. Și era o frumusețe superb să te trezești dimineața și să vezi sute de kilometri de piatră roșie prin Maroc sau prin deșertul Iudeii. Natura e frumoasă și când ți se pare că e urâtă, dacă te uiți cum trebuie. Depinde din ce unghi privești. Acum da. E fiecare cu percepția lui. Ai tu o rubrică pe blogul tău, Momente și spițe. Da. Care sunt momentele și spițele care îl inspiră pe Viorel Ilișoi? Momentele care mă inspiră sunt momentele de geniu spontan al românului. Mergi pe stradă și odată auzi o replică, vezi o inscripție pe un perete, un gest, cineva care, cum zicea Caragiale, cade pe gheață și se rupe gazometru.
Sunt momente care te inspiră. Nimic nu e planificat în schițele acelea. Mergeam pe stradă cu bicicleta și odată îmi picau ochii pe ceva și de acolo ieșea o tabletă literară pe care după aceea o și montam într-un filmuleț. Știu că tu ai practicat un jurnalism mai altfel, adică nu ai fost genul de jurnalist care să stea la birou de dimineața până seara să scrie articolele, ai fost mai mult de teren, cumva. Cum fac asta? Acum ai toate justificările din lume să faci asta, dar știu că ai fost gunoier pentru o zi, ai fost la spitalul de obezi, din ce am văzut. Da, o să mă mai duc acolo. Dar nu care părte. Nu știu cum erai atunci, cum ești acum, să-mi dau seama dacă... Atunci era mai adecvat subiectul. Asta zic. În ultima, acum, în perioada asta de pandemie, ți-a brăsărit vreo idee să te duci într-o zonă din asta mai riscantă, să faci un reportaj? Ideea am, mereu am o listă de subiecte pe care aș vrea să le fac și nu pot. Sunt fel de restricții. Ia zi-ne. Cele mai multe vin chiar de la oameni, care nu te primesc. Nu veni că mi-aduci COVID. Atunci pentru o perioadă, mi-a prins bine carantina asta, am tras mai pe linia de scriitor și am lăsat linia, am tras macazul spre scriitor și am lăsat ziaristul să mai respire un pic, dar din ianuarie îl scot la treabă pe ziarist. Adică îl pun la treabă cu carantină, fără carantină, cu pandemie. Te vaccinezi dacă vin oamenii cu vaccinul? Mă vaccinez. Am încredere, sunt vaccinat, sunt ca un indian de la din filme, știi, tatuat, tăiat, sunt plin de vaccinuri, niște vaccinuri făcute în ciudă, cu ură, zgâriate, tăiate, sunt mutilat pe braț, dar o mutilare care mi-a dat sănătate și cred că am scăpat și de COVID-ul ăsta, că am stat în casă cu cineva bolnav de COVID, am fost contact oficial. E serios? Da, am stat, am ieșit de vreo 2 săptămâni. Dar n-am avut nimic. Nu s-a dat la mine COVID-ul. Nu-i place poezia mea, probabil. Te-ai născut la Ringhilești, în județul Botoșani. Da. Ai crescut apoi la Casa de Copii. Cum a fost copilăria lui Viorel Ilișoi și în ce fel te-au ajutat și te-au marcat deopotrivă aceste lucruri? Că m-am născut la Ringhilești, nu m-a marcat nici într-un fel, e un sătuc. Fix când am plinit 50 de ani, am ajuns prima oară să văd locul unde m-am născut, într-un conac băieresc, nu era rău, era o descendență frumoasă. Comuniștii îl transformaseră în CAP, după aia în maternitate, sau, mă rog, nu mai știu. La Casa de Copii, iarăși, a fost o experiență frumoasă, care m-a încărcat cu povești pe o viață. Am stat de la 7 ani acolo. La anul sau peste un an și un pic o să scot o carte de povestiri din copilărie. Am vrut să-i spun amintiri din copilărie, dar titlul se pare că e luat. A fost unul bărbos înainte, mare, creangă. Ai putea să ne povestești chiar acum câte ceva din copilăria ta, ceva care te-a marcat sau demn de a fi menționat aici? Nu știu, tu stabilești criteriile. Poveștile alea, în general, sunt cam triste. O să le vezi în carte. Sunt și lucruri frumoase. Copilăria e frumoasă și la Casa de Copii și în lagăr. Și copiii au o resursă inepuizabilă, o forță inepuizabilă de a găsi mereu resurse de a se bucura de orice. Nu știu cum e acum la casele de copii, dar înainte era recomandat să nu treci pe acolo. Probabil că multe nu s-au schimbat de atunci până acum. S-au schimbat, nu s-au schimbat, nu știu. Eu am trecut pe acolo cu bine, vaccinat. Nu știu de ce, am avut așa un fel de rezistență. Am trecut prin perioada aia, am ieșit destul de încărcat emoțional, narrativ. Te-ai gândit să faci un subiect tocmai din ce ți s-a întâmplat ție cu Casa de Copii? Da, am scris mult despre asta. Okay. Pe blog la mine sunt o mulțime de povestiri de la Casa de Copii și la anul o să le adună într-un volum. Când și unde te-ai apucat de presă? În 90, în Botoșani, din greșeală. Cum? Eram pe lângă niște băieți în tulburarea aia atunci. Era o tulburare și politică, istorică, se cădea o lume, apărea alta. Era și o tulburare de la Tulburel. Beau băieții la beții, ne-am dus pentru o tipografie, am rămas pe acolo, a fost o
o dragoste la prima vedere între mine și presă. Nenorocita de presă care... Primul tău articol? A apărut pe 23 februarie 1990, se chema La Bala Portocala. Un articol rușinos, e rușine să-l scot acum, să-l arăt, dar am îndrăznit să fac lucrul ăsta, l-am publicat, fotocopie la mine pe blog, ca să se vadă că nimeni, numai Vlad Ursulean scrie din prima genial. Eu a trebuit să o iau de la prost și să evoluez spre binișor și acum spre acceptabil așa. Cum era presa în perioada în care n-aveai Google, n-aveai Facebook, n-aveai nici internet chiar? Diferențele, cum le simți? Cât îți lua să scrii un articol atunci și cât îți ia să scrii un articol acum? Pentru genul de presă pe care îl făceam eu, adică reportaj, tare mult nu m-a ajutat condiția asta tehnică de acum. Și înainte și acum trebuia să te duci acolo unde se întâmplă lucrurile, să stai de vorbă cu omul. Nu pe Skype, trebuie să-l vezi în ochi. Trebuie să-l miroși, să pui mâna pe el. Dacă vrei să fii gunoier, să te duci și muncești cu ei acolo. M-am dus, am cules mere. A fost gunoier, am controlat biletele de tramvai prin București. Unde ți-a plăcut cel mai mult dintre gunoier și controlat biletele de tramvai în București? Peste tot mi-a plăcut că dacă nu-mi plăcea, nu mă ducea mereu. Cea mai profitabilă meserie dintre astea? La cules mere. Cu legătorul de mere câștigă mai mult decât controlorul, nu cred. Nu, unde mi-a plăcut mai mult. A, ok. Mi-a plăcut mai mult glasul meu, sângele meu de țăran țipa prin livezi pe acolo. Mă simțeam mai bine. Dar ca profitabilitate? La controlori. Gunoierii nu sunt plătiți așa de bine. Există o legendă. Oh, cu gunoierii au salarii uriașe. Au, într-adevăr, niște așa zise sporuri, de rușine. Dar probabil că acum sunt puțin mai nerușinați, că și sporurile astea sunt foarte mici. Dar n-aveai povestea aia, că ei sunt organizați, vezi, dacă nu spui o poveste, nu primești de mâncare, ei știu chestia asta. Și vin, îți bat la ușă și spun, a murit mama unui coleg sau a născut nevasta unui coleg, au ambele variante. A cam dispărut tactica asta lor, pentru că acum sunt firme private, care îi cam urmăresc, asociațiile de locatari au contracte și administratorii sunt puricioși. Am înțeles. Iar a venit ăla și ne-a cerut șpagă. Se mai întâmplă, dar nu... Care perioadă din presă te-a ajutat cel mai mult să devii omul de acum? 2003-2009, Jurnalul Național și Cotidian. Dar nu poți... În devenirea ta contează fiecare moment. Asta ce mi-a plăcut mie cel mai mult, perioada asta. O vezi așa ca... A fost o perioadă pe deplin. Perioada de glorie? Nu de glorie. Ce e glorie? Nu știu, ai avut niște articole foarte bune care... Atunci am început să scriu bine, mai bine. La 30 de ani am început să scriu reportaj. 6 ani de zile național am făcut o presă de uzură. Și după aceea, din 2003, la Jurnalul Național mi s-a dat libertate... totală, nu cum zice lumea că se controlau articolul. Scriam absolut ce vreau eu. Mă duceam la Tucă și îi spuneam că știu că are emisiune pe aici. Marius, vreau să mă duc la Săpânța. Dar ce s-a întâmplat? A spart o babă niște nuci. Ok, dacă tu se pare că e subiect, ia de bani și du-te. Îți dorea mulți bani să mă duc. Cu șofer, cu mașină, cazare, masă, 2, 3, 4, 5, 10 zile. Da, am fost prin toată țara. Știi cum se zice că prinzi o albină și prinzi toată livada? Umblă peste tot. Prinzi un ziarist și ai toată țara. Toată redacția. Toată țara, că sunt umblat din Delta până în Săpânța, de la Viorel, să nu Moldova pleci nicăieri, la Moldova Veche. Să nu pleci nicăieri, rămâi aici, rămâi alături de mine, nu te lasă să pleci. Nici o delegație, aici. Nici la Săpânța, nici nicăieri. Luăm o scurtă pauză, după care revenim. Am ținut de cuvânt, am revenit, l-am alături de mine pe Viorel Ilișoi, poate un jurnalist cu ștate foarte, foarte vechi. Ai peste 25 de ani de meserie, cred. Peste 30. Peste 30 de ani. De 90? De meserie. Acum sunt 30 sau cât 31. Ești și scriitor, ești și jurnalist, ești mai multe lucruri. Știu că în perioada asta de izolare ai finalizat volumul Strălucitor. L-am finalizat și l-am și scos. Ce ne oferă așa strălucitor în volumul ăsta? Știu, povești cu multă băutură, vorba aceea, să uităm și să iertăm la ce să ne... Sunt și ceva băuturi pe acolo, dar e mai mult text decât băutură. Aceasta este cartea, sunt Strălucitor. Sunt întâmplări din viața de ziarist, dar de fapt, ziaristul mergând peste tot prin țară, sunt întâmplări din
povestiri despre România. Tot okay. felul. Găsești acolo tot felul de personaje. Unele mai și beau, unele personaje. Asta e, dar nu asta e definitoriu pentru carte. Deși titlul România asta... România rurală, titlul, România urbană, toată România. România. Toată de, România. De la orașe și de la sate, cum ziceau comuniștii. Ok. Strălucitor este numele unei băuturi. Ia, așa se cheamă. Mă credeam cunoscător în domeniul, da? O băutură prin 90-90, o băutură din Basarabia pe care mi-a scos-o Dumnezeu o față și m-a făcut om. Că de la beții aia am început să mă raportez alt pare vodcă, sport. E un fel de, acolo pe sticlă scrie Rachiu Basarabian, era un fel de coniac făcut din nu se știe ce și nu se știe de ce. A și dispărut între timp, probabil că a fost interzis să bei de ceva ce nu știi din ce e făcut. E fost păi cu foaică sau... Se vindea la... Liber. Liber, la hotel, la bar. Viorel, ce conspirație secretă ți-ai dori să începi? Nu cred în conspirații. Păi... Dacă nu, n-aș face ceva... faci tu una... Păi dacă nu cred în ea, n-aș face. De ce să fac ceva în ce nu cred? Ce este invizibil, dar ți-ai dori ca oamenii să poată vedea? Talentul meu de poet. Te marketezi bine. Care este cel mai ciudat miros pe care l-ai simțit până acum? Ciudat? Ciudat. Nu știu, poate în armată, când se descălțau soldații. Și vreau să deschid din geamurile cu pereți cu tot. Ok. Care este cel mai ridicol lucru pe care îl știi? Nu pot să zic că e la conducere. Aici e interpretabil, vezi că te pui rău cu toți, conducerea e... E foarte sus. Așa. Spune-mi ceva ce face pe toată lumea să arate urât. Minciuna. Minciuna sau sandalele cu ciorape ar putea fi. Cravata cu dungi. Nu mă pricep la... Eu nu mă îmbrac bine. Mă îmbrac utilitarist, să nu fiu gol. Nu mă pricep la chestiile astea. Tu arăți superb așa, tricoul ăsta stă și bine pe tine. Eu orice aș pune, stă ca un sac pe gardă, așa că nu bat capul prea tare. Hai că te alinți. Și Montserrat Caballe era supraponderală cumva, dar e vorba de ținută, de modul în care îți porți hainele. Vocea și talentul o salvau. De ce partea corpului tău râzi cel mai mult? De țățe. Baywatch style. Da. Ok. Și după ce te-am mitraliat cu întrebările astea, vreau să ajungem și în zona serioasă un pic. Da. Crezi că tehnologia... Râsul ți se pare neserios? Mi se pare cea mai serioasă. Eu nu glumesc cu umor. Da. Nu glumesc. Crezi că tehnologia a ajutat sau a superficializat omul? Pe oamenii profunzi îi ajută, pe superficiali îi face și mai superficiali. Ok, e un răspuns. Care ți-e reportajul cel mai aproape de sufletul tău? Mi-e greu să zic. Dacă aveam doi copii sau trei, mi-ar fi fost greu să aleg între ei. Mi-e simplu pentru că am numai un copil. Reportajele sunt bucăți din tine. Mi-e greu să aleg. Am o carte, se cheamă Cele mai frumoase reportaje. Neputând să aleg una, am ales mai multe. Okay. Și le-am pus acolo și o să scot alt volum care îți va numi cele și mai frumoase reportaje. Doamne, dar câte cărți scoți? Ai mai zis vreo două sau trei până acum. Una e deja în formă fizică alături de noi. Da, aia de reportaj e apărut așa. În 2017. Câte cărți ai scos până acum? 4. Bun. Dar m-a apucat târziu, la 50 de ani, la 49. Nu contează. M-a apucat târziu să le scot, că de scris, am scris vreo 7-8. Poate și mai mult, nu mai știu. Ziceai mai devreme de strălucitor, de băutura asta basarabeană. Da. E ceva ce ar putea să ne unească dacă nu ne omoară. Acum că vin sărbătorile, sunt convins că mulți poate vor exagera, poate vor avea niște probleme de la un păhărel în plus sau două. Metode de dres, tu cum te dregi după... Cunoșteam fel de metode. Și asta se face tot la inspirație. Dacă bei ca prostul, te dregi ca prostul. Dacă bei ca un poet, te dregi tot la inspirație. Auzi, apă minerală, zeamă de varză, prostii. După strălucitor am fost reparat de o familie generoasă de basarabeni, eram în comă, pe moarte,
Și mă odresc cu ciorbă de găină, cu turte, cu zeamă de varză, cu... Trebuie să mănânci bine. Dar nu te sfătuiesc să bei până la nivelul ăla. Eu aș vrea să îmi povestești... Eu nu mai beau de 15 ani. Deloc? Deloc. Adică mi-a făcut norma ca un om competent, stăpân pe situație și după aia am zis, gata, mai lăsăm și la alții. Aș vrea să-mi povestești cum te-ai internat incognito la spitalul de obezi, ca să scriu un reportaj. Cum a fost, ce trăire ai avut, care a fost percepția celorlalți? E unul dintre reportajele mele preferate și chiar deschide volumul cele mai frumoase reportaje. E pus chiar în față, se cheamă frumos, vină o mamă să mă vezi la spitalul de obezi. Acolo e multă suferință la spitalul ăla. Obezii sunt niște oameni în aparență veseli, joviali. Îi suferă mult. Și acolo era un iad de suferință în spitalul ăsta. Eu am preferat să povestesc la modul hazos, să fac haz de necaz. M-am internat cu ajutorul acestui colegului nostru, Condurățeanu, Florin Condurățeanu. Uh-huh. Eu zic Atila Hunu al metaforilor. Când se apucă să facă o metaforă, sânge curge din gura lui, ca de la vampiri. Un om admirabil, altminteri. Dacă nu se apucă de făcut metafore. Și m-a ajutat cu pile, cu relații, să telefoane pe la doctor, să mă duc să mă internez. Și am stat acolo, nu știau ceilalți că sunt ziarist, am stat, am suferit lângă ei. Ai empatizat, ai plâns, ți-ai făcut și prieten, poate? Da, am rămas cu o doamnă de la Suceava, era internată cu, avea un băiat de 10 ani care avea vreo 150 de chile. Băiatul, de 10 ani săracul, doamne? 10-12 ani, cam așa. Și era uriaș. Mânca dintr-un frigider mai mic decât el. Frigiderul era mai mic decât, decât băiatul. Era ca mamă, îți dai seama ce suferință acolo. Dar nu numai că mâncai. Obezitatea vine și din boli metabolice și de la supărări și de la ce nu vine. Bă, că tu ai scăpat și de supărări. Și de... E oscilant. Niciodată să nu spui niciodată. Acum... Nu-i doresc nimănui să ajungă acolo. Evident. Știu că mai ai un reportaj care ți este tot la fel, cel puțin la fel de drag ca ăsta cu spitalul de obezi, în care vorbești despre aventurile tale imobiliare. Povestește-ne cum ai speriat-o pe Coana Mița. Nu e un reportaj, e o povestire. Se găsește în Strălucitor, chiar închide cartea, închide o epocă din viața mea și din viața presei și o epocă din viața României. Că aici sunt povești de tranziție. România aia orbecăit, nu știa încotro să o luăm, a trebuit să ne tragă NATO de mână, UE de mână, hai veniți încoace, că noi orbecăm, vreo 6 ani de zile nu știam cu Nea Ilici pe unde să ne ducem. Și în perioada aia am umblat din casă în casă, casă mi-a luat și eu târziu și încă mai am de plătit la ea. Stăteam în gaz de la cineva, la o Coana Mița, din Slobozia, care venea mereu pe la București să-și viziteze copiii și venea să-și viziteze și apartamentul în care stăteam eu. Neanunțată, mă trezeam cu ea. Sunt Mița. Da, Coana Mița, proprietara, biciclista. Și când am văzut că nu scăpeam, mi-a explicat, doamnă, dacă ați închiriat apartamentul. Lăsați-mă și pe mine, da. Da, stă toată ziua pe capul meu. Eventual sunați înainte. Și... Când am văzut că nu reușesc să învăț acest bun obicei din relația chiriaș-proprietar, am așteptat-o în pielea goală. Am deschis ușa cu calm, bună ziua, poftiți. Wow, cumva ați nimerit, vi se pare cumva, ați nimerit inoportun. Și dacă venea mai des după experimentul ăsta? Dacă arătam ca tine, venea mai des. Dar eram în perioada când scriam despre obezi. Sunt gusturi și gusturi, oameni și oameni. Nu s-au întâlnit gusturile. Nu s-au potrivit și n-a mai venit cu Anamița după... N-a mai venit, dar nici mult nu m-a mai ținut pe acolo. Și-a făcut o impresie proastă despre mine, deși eu am vrut doar să N-ați avut nimic de ascuns. Am vrut doar să fiu elocvent, după ce i-am spus pe gură, românește, în toate felurile, că nu-i corect așa, am încercat și ceva mai dramatic să... Da, e dreptul omului, atâta vreme cât stă în apartamentul lui, ca la România și chestia asta, da, percepția greșită. Chiriaș e necăjitor. Ești chiriaș, se uită la tine la modul ăla, uită-l și pe fraierul ăsta, pe când dacă spui proprietar, am văzut cum le apare o sclipire în ochii proprietarilor și... Când vezi că proprietarul se uită la tine într-un fel, te dezbraci și se uită în alt fel.
Gata, ai schimbat optica. Tactica mi s-a părut foarte bună. Asta pe care ai abordat. Fără arme. O metodă... Make love, not war. O metodă pașnică. Viorel Ilișoi, ești primul ziarist român post-decembrist condamnat pentru delict de presă. Am avut și norocul ăsta. Fiind condamnat definitiv la 3 luni de închisoare, cu executare, cum s-a întâmplat asta? Am scris un articol, a venit un judecător, l-a citit și m-a băgat la pușcărie. Așa, pac. Foarte repede. 3 luni de... Ce scria în articolul ăla? Despre judecătorul... Nu. Scriam despre șeful meu, că seamănă cu Saddam Hussein. Așa. Exact pentru asta judecătorul a considerat că i-am cauzat daune... Prejudiciu de imagine? Păi da, exact. Nu trebuia un proces în prealabil? Proces. La proces. Doar nu m-a condamnat. Și cum a demonstrat ca că... în Kafka într-un pod de casă. I-ai adus prejudiciu de imagine. Că trebuia să vină cu niște probe. Domnule, eu nu mai pot să merg la cinematograf din cauza acelui articol pentru că toți copiii... A zis judecătorul fapt ce ar putea la condamnat Saddam. Pe cutare cu Saddam, fapt ce ar putea să-i aducă grave prejudicii, ar putea. Uh-huh. Nu spunea că i-a adus. Ar putea, asta e relativ, adică... Exact. Nu e virtual. Și în locul tău dovedit. L-aș fi dat în judecată pe judecător pentru a cere daune... Din închisoare era mai greu să faci chestia asta. Nu, după. Îți trebuia bani, îți trebuia avocat. A rămas avocat, așa în coadă de pește, adică trebuia pedepsit. Nu, a venit cineva și a tăiat pește. Mie mi se pare că e cumva un abuz. E un abuz de putere din partea judecătorului cu pricina. Lui l-a judecat un dosar. Cum l-au servit securiști acolo, procurorii, cine a făcut dosarul acolo. E o poveste veche din 92, am scris și despre asta o carte, se cheamă 14, un roman care va apărea când voi considera eu că... Când o să îndrăznesc să-l public, e scris. E și publicat parțial în feuilleton, în Jurnalul Național. Hai să vorbim și despre presa asta în care ne scăldăm în momentul de față. Presa românească, asta care e nevoie de sânge proaspăt în presă. Ce simți că îi lipsește? Presa noastră e plină de sânge. Ce să mai aduci sânge? Zici? În ea? E plină de sânge. Ba nu, mi se pare că e o presă mai temperată față de anii 90. În 90 era plină de sânge. Acolo erau atacuri la persoană. Dacă n-aveai 2-3 atacuri la persoană în ziar, nu erai ziar. Dar nu erau căutate cu așa de mare ferocitate subiectele astea sângeroase. Abia prin 92-93 a venit evenimentul zilei și a făcut o modă a presei tabloide. Tabloide, da. Da, dar tabloidul avea și respectabilitatea lui. Dincolo de găinile cu pui vii și alte minuni cu... Deși asta e o dovadă de imaginație, găinile cu pui vii. Bun, dar mi s-a părut chiar haios, adică e umor acolo. Nu trebuie să fii inventiv la ziar, dacă vrei să faci meseria cum trebuie. Deși multă vreme presa a funcționat pe ficțiune. Inventam la ziar, am scris și articole inventate. Stăteai la masă și inventai o situație și scriai despre ea. Dar trebuie imaginație, e greu. Nu e chiar așa simplu. Nu duc lipsă de imaginație, sunt în mod. Asta, da. Am aer de scriitor, pot să imaginez multe. Trebuie să recunosc că și eu mai inventam chestii la radio. Bine, eram prin weekend și... Erau frumoase, romantice, așa. Inventam rechin cu 2 capete, alte... Nu, noi inventam lucruri dintr-o realitate... Într-o ficțiune veridică. Ai fost precursorul fake news-ului, înseamnă. Că asta e un fake news bun, trebuie să aibă și ceva din realitate. Nu erau știri, în general erau povestioare. Uh-huh. Reportaje. Okay. Nu loveau direct, nu erau personaje care se iasă rănite de acolo. Nu inventai că un personaj real a furat o capră când el nu furase. Okay. Da. Dar găseai unul fictiv. Erau personaje fictive care făceau lucruri fictive plăcute. Scrise frumos. Gică Voicu de la Național era pasionat de genul ăsta de jurnalism psihedelico. Dumnezeu să-l odihnească, dacă e aceeași persoană la care ne gândim că s-a prăpădit acum 2-3 ani, nu mai știu cât. Bună și iertă. Viorel Ilișoi, mulțumesc din suflet pentru prezență. Da, gata, trebuie să luăm o pauză. Să mă mai chem de vreo 4-5 ani. Păi am să te mai chem, că am ce să te întreb. Îți doresc succes cu cartea. Uite, o să mai arăt o dată la ecran. Viorel Ilișoi, strălucitor. Unde o găsesc? La ce librării? Nu e la librării, doar la mine, la editura.gri.ro. E editura... Ok. Sau căutați Viorel Ilișoi pe Facebook? Pe net, oriunde. Pe net, oriunde. Tot netul este plin de mine. Ok. O să fie tot netul plin acum de motoare ambalate și câte și mai câte. Se pregătește să intre în studio următorul invitat. Este vorba despre Simone Tempestini,
Rămâi cu ochii pe mine, revin imediat. Bună seara din nou, am revenit cu invitatul meu, Simone Tempestini. Parcă mi-aș plăcut să fac o tură cu mașina cu tine, să facem niște drifturi, să ne învârtim un pic prin București. Dar acum mai bine stăm de vorbă și după aceea să văd dacă ești om serios, că n-am încredere așa să mă urc în mașină cu, nu știu, poate vrei să mă sperii. Am mai întâlnit și genul ăsta de conducător care m-a primit în mașinuța lui și după aia mi-a arătat tot felul de scheme care m-au panicat un pic. Simone Tempestini, 26 de ani, pasiunea pentru mașini a venit de la tatăl său la rândul lui pilot, s-a născut în Italia, dar și-a concretizat visurile și planurile sportive pe plaiuri mioritice. La numai 16 ani devenea cel mai tânăr pilot din campionatul național de raliuri al României, s-a îndrăgostit în România și de România, iar în 2016 a spus da țării noastre și și-a luat cetățenia. Următoarele minute sunt despre pasiune, adrenalină, performanță și competiție. Bună seara, Simone, bine ai venit. M-ai surprins cu limba română pe care o stăpânești foarte bine. Bună seara, bine v-am găsit și da, sper să nu te dezamăgesc pe parcurs, că de obicei așa spre seară limba mea română scade un pic, dar vedem dacă mă descurc bine. Nu ai să mă dezamăgești deloc. Mi se pare amuzant uneori când discut cu un străin care nu e stăpân așa 100% pe limba română și îmi dau seama cum par și eu atunci când vorbesc limba altora. Probabil că e funny pentru toată lumea, stai relaxat, lumea o să înțeleagă. Dacă vei face vreo greșeală, ceva, nu te simți vinovat. Știu că de mic ai fost pasionat de mașini, pasiunea a început cu mașinuțele de jucărie, toți am avut distracția asta. Mai ții minte care a fost prima mașinuță pe care ai avut-o? Nu știu care a fost prima, trebuie să recunosc că am uitat, dar mi-amintesc că era una care îmi plăcea cel mai mult și la care țineam extrem de mult. Una albastră, dacă pot să zic, și brandul, să nu fie o problemă, un Subaru de curse, a unui pilot de care îmi place foarte mult și care a fost idolul meu, oarecum, și l-am urmărit mult și a fost probabil unul dintre motivele pentru care astăzi sunt un pilot și îmi place atât de mult ceea ce fac. Mă gândeam acum, Colin McRae parcă era pe Ford sau... A fost și pe Subaru. La el și la Peter Solberg. Ok. Iar tatăl meu, cum ai spus tu, este principalul vinovat, dacă putem să-i spunem așa. Datorită lui fac ceea ce fac. Am avut posibilitatea să îmi îndeplinesc visul și să pot să-mi urmăresc pasiune. Un lucru pe care mulți și l-ar dori să-l aibă. Nu toată lumea are norocul aceasta și chiar și până în ziua de astăzi am posibilitatea de a avea lângă mine parteneri care mă ajută să fiu prezent la etapele unde îmi doresc să fac performanță. Am obținut titluri împreună cu ei și îmi doresc pe viitor să fac și mai bine. Eu vreau să mă lămurești cu un lucru. Sportul ăsta, raliu, cred, sau cel puțin așa pare din exterior, unul destul de scump. Adică dacă nu ai fi avut susținerea financiară a părinților, crezi că ai mai fi putut răzbate în zona asta? Adică un copil fără finanțe, fără ajutorul părinților, dacă se uită la televizor și zice vreau să mă apuc să fiu, vreau când cresc să fiu pilot de raliuri, crezi că are vreo șansă? E greu de spus și în toate sporturile în general ai nevoie de un mix de diferite lucruri care să ți se întâmple, să ai posibilitatea să le ai ca să mergi mai departe. Nu ajunge doar să fii bun. Eu am făcut handball și era destul de ieftin la noi. Îmi trebuia o pereche de un short, un tricou și bașcheții pe care îi mai schimbam. Da, așa este, dar și, chiar și acolo contează până la urmă, de exemplu, condițiile pe care le ai. Alimentația, etc. Acolo, da, se investește. Dar și unde poți să te antrenezi, de exemplu.
Iar motorsportul, din păcate, cere mai multe lucruri, mașinile fiind costisitoare și fiind multe lucruri care în timpul cursei se uzează și e nevoie să le schimb, nici alea nu... Chiar așa, după o cursă, ți-ai turat mașina la maxim, mai încercat să scoți ce ai putut tu din ea, cât costă o reparație așa, overall? Depinde foarte mult de mașină. Dar ca idee, ca să ne facem o idee, în condițiile la care, în competițiile la care particip eu, piloții folosesc mai multe cauciucuri. Mai multe înseamnă 10, 12, chiar și până la 20. Și ele sunt consumabilele, costă. Exact. Și carburantul trebuie pus acolo la de benzină. Nu, de exemplu, la noi în țară, eu alerg cu benzina unui partener de-al nostru. Okay. Dar mașinile fiind atât de împinse, având o performanță atât de mare, cer revizii care pot să ajungă să fie foarte costisitoare. În funcție de mașina, sunt mașinile care sunt un pic mai normale, oarecum, și atunci poți să te folosești de ele și să nu fie atât de scumpă întreținerea lor. Altele, care sunt mai performante, cer un pic mai multă muncă din partea echipelor tehnice și piese înlocuite la timpul respectiv. De exemplu, mașina cu care alerg eu, la fiecare 2000 de kilometri de proba specială, da? Trebuie revizuit motorul. Nu-mi cumpăr. Nu-mi cumpăr, că e cu probleme. De obicei, presiunea e mai mare pe un copil atunci când alege meseria sau profesia unuia dintre părinți. Vrea să nu-l dezamăgească, ba chiar uneori vrea să-l depășească. La tine cum se prezintă situația? E mulțumit tatăl tău de performanțele tale de până acum? Ai vrea să-i demonstrezi ceva și încă n-ai apucat? Aș vrea să fac mai mult, asta cu siguranță, dar cred că până acum au fost multe momente în care a fost mândru de mine, care s-a bucurat de ceea ce am reușit să facem împreună. Și cu siguranță au fost și momente în care l-am enervat puțin, putem să zicem, l-am dezamăgit, dar el mereu a încercat să nu pună presiune pe mine. Când ai reușit să-l dezamăgești? Pentru că, din perspectiva mea, tu ai rezultate. Cu ce ai putea să-l dezamăgești? Nu, așa este. Rezultatele mele sunt bune, dar mereu se poate mai bine. Și el, la rândul lui, cred că este la fel de critic în interiorul sau ca și cum sunt eu. A, și deci asta dorit. Zice el, că mereu se poate mai bine. Tot zic așa. A, eu spun asta. El mereu m-a felicitat și a fost lângă mine și m-a sprijinit în continuare. Știu că la 14 ani ai condus prima dată mașina mamei tale chiar în curtea voastră din Treviso. Ce au zis ai tăi atunci? A fost un pic mai devreme. Mai devreme? Da, da, da. Și după mult timp m-am rugat foarte mult de mama să mă lase să fac treaba asta, chiar dacă eram într-o zonă foarte mică și sigur am avut posibilitatea să mut un pic mașina, asta am putea să spunem. Iar de acolo mi-am dat seama că chiar îmi doresc să fac treaba asta și m-am ținut de tatăl meu, m-am rugat foarte mult, până când într-o zi, la 13 spre 14 ani, am avut posibilitatea de a mă urca direct într-o mașină de curse, chiar dacă nu una foarte performantă, dar deja pregătită pentru competiții. Și din primul moment am început să învăț cum se pilotez, nu neapărat se conduc, se șofez. Și asta m-a ajutat foarte mult, faptul că am avut posibilitatea să fac asta de mic. Te-a îndrumat tatăl tău sau era cineva acolo care... Atunci a fost altcineva lângă mine și până la urmă este foarte important când ești la început să ai cineva lângă tine care nu doar știe ce ai de făcut, dar și este bun să te învețe și reușește prin comunicarea lui să-ți transmită mesajele în mod corect. E aproape corect. Mentorat, ce spui. A fost un mentor și se numește
Daniel Ungur, a fost și el în Uniunea Europeană, unguri, italieni. Nu, e din Cluj. A fost și el pilot în campionatul național de raliuri. Acum este implicat în cadrul Federației de Automobilism Române. Dar el a fost așa, la început, să zicem, profesorul meu. După aia, în formarea unui pilot, mai ales dacă țintește sus și asta am făcut eu, e nevoie să furi, să zicem, oarecum, de la mai mulți. Și am avut mai mulți oameni care mi-au dat sfaturi care mi-au fost de folos și m-au învățat câte ceva ca să ajung să fiu din ce în ce mai rapid. Am o curiozitate. Englezii, când vin la raliuri, vin cu volanul tot pe partea dreaptă? Unii, da. Da. Sunt și mașini de competiție care au volan pe partea cealaltă. Și dezavantajează sau îi avantajează? Păi nu, eu cred că pentru ei sunt avantajați, că nu știu dacă ai avut ocazie vreodată să conduci o mașină cu volanul dreapta. A fost foarte greu, foarte greu. Da, este extrem de complicat în prima fază. Parcă era o stață din aia care tot timpul se uita așa, știi. Da, mai ales dacă e și cu schimbător manual, e mult diferit. Dar până la urmă, mașinile de top toate au volan pe stânga. Asta e în disciplina raliurilor. Cât de important a fost sportul în educația ta? Știu că ai încercat și fotbal, not chiar și tenis. Da, pentru mine sportul în general este un moment și un mod de a mă relaxa. Chiar simt că îmi face bine. Dacă trec câteva zile fără să fac mișcare, nu sunt la fel de liniștit ca și când o fac. Și, în general, îmi plac toate sporturile și admir cei care reușesc să facă performanță. M-am întrebat multă vreme dacă la raliuri vi se pune fiola înainte de a conduce. Nu se prea face asta, eu nu am pățit, dar știu că unii au pățit până la urma. Da, adică ar trebui să-ți mai dea o cupă din moment ce ai câștigat un raliu și erai după 7 pahare de ceva. Da, adică efortul ar trebui apreciat, premiat. Da. Adică uite în ce hal era și ne-a bătut pe toți. Da, dar până la urmă de aceea nu e voie să conducem sub influența alcoolului, că nu mai suntem în stare să controlăm mașina cum trebuie. Păi și cine câștigă atunci e tare, adică da, trăiești, toți putem să conducem, dar să fie așa cel ar mai bun fi, dar conducător băut. Nu, de exemplu, asta am pățit, să ni se facă după teste. Da, antidoping. Exact, de antidoping și inclusiv test de alcool. Dar în momentele în care pilotam mașina la maxim, e foarte important să fim focusați, să avem o concentrare bună și cu siguranță alcoolul nu prea ar fi un lucru care poate fi cu noi atunci. Tatăl tău a venit înaintea ta în România, era deja obișnuit cu țara noastră. La tine care a fost feeling-ul atunci când ai venit prima dată? Care a fost impresia ta? Da, eu am ajuns exact așa. El era aici și ca și fiecare copil își dorea să-l urmărească pe tata. El, prin business-ul pe care îl avea, era foarte, foarte mult timp plecat și de aceea a fost un moment de bucurie, în plus faptul că ajung la el, unde stă el. Și când am început să și pilotez, practic s-au... Cu asta te-a cucerit. Exact, s-au adunat mai multe lucruri la un loc. N-ai fost supărat? Și uite, ăștia n-au palmiere aici, n-au portocali, n-au lămâni, n-au măslin. Nu, chiar mi-a plăcut România, am avut posibilitatea să interacționez cu oameni care m-au primit foarte bine. Am cunoscut mai multe persoane și mi-am făcut prieteni, deci m-am simțit extrem de mine din punctul ăsta de vedere. Și acum, eu sincer să fiu, mai devreme am glumit un pic, dar mă simt român. Și din punct de vedere sportiv, cel hai puțin, acolo murim imediat. Sunt 100% Român. La meciurile echipei naționale de fotbal, cu cine țin?
Aici ar fi un pic complicat, Azuri. Dar eu am crescut urmărind foarte mult fotbalul. Țineam mult cu echipa Milan, dar mai departe, când am început să intru mai mult în viața mea de pilot, să zicem, și să-mi trăiesc pasiunea mea la maxim, am cam uitat un pic de partea asta. Acum nu sunt un mare fan al fotbalului. Mă uit, am mai și ieșit să joc un pic, dar nu știu cu cine aș ține. Aș prefera să nu se joace exact meciul. Simone, mă interesează o părere a unui italian despre mașinile noastre tradiționale românești. Deci ce părere ai despre Aro, Olsit și Dacia? Ai condus cam, bănuiesc că fiecare model ai apucat Aro, să-l conduci. Cum ți se parție? Aro doar l-am văzut de aproape. N-ai condus Aro? Nu, Aro nu am condus. Restul le-am condus, dar Aro l-am văzut de foarte aproape, nu am avut posibilitatea să-l conduc. Sunt mașini... Hai să le luăm în ordine, Olsit-ul. Istorici, oarecum au un semnificat foarte puternic pentru țara, pentru România. Ca și în celelalte țări sunt alte mașini de genul ăsta. Dar mi se par mașini simpatice și oricum eu cred că la vremea lor au fost o bucurie mare pentru mulți. Când zici simpatice, te gândești toy cars sau... Păi acum, față de mașinile ce avem posibilitatea acum... Da, dintre astea, care ți-a plăcut cel mai mult? Dintre Olsit și Dacia, cu cine erai? Nu știu ce să... Era mai rapid Olsit, cum? Adică avea demaraj mai mult, după aia reparai în weekenduri motorul. Toți posesorii de Olsit pe care i-am cunoscut în weekend reparau motorul. Iar Dacia era mai greoaie, dar parcă cumva mai sigură, mai fiabilă cumva. Deci nu era fiabilă nici. Puteai să ai încredere în mașina. Cred că atunci era bine. Dar cred că ți-am pus o întrebare grea. Ești prea tânăr ca să-mi răspunzi corespunzător la asta. Eu le-am văzut pe unele care au fost întreținut foarte bine și acum sunt... Unde? Dar la muzeu unde le-ai văzut? Nu. Le-am unii pasionați care le-au, da. Ești aici de la 14 ani, între timp ai dobândit cetățenia română. Știu că e greu. Da. Te-au întrebat de Ștefan cel Mare, de... Am avut noroc că datorită performanțele pe care le-am făcut în domeniul meu. Te-a iertat. Și fiindcă am concurat de când am început să pilotez mereu cu steagul României, datorită... Ți-au făcut o reducere. Am primit cetățenie și eu sunt foarte mândru că reprezint țara în competițiile internaționale și sper să mai aduc titluri importante acasă. Doamne ajută! Aur este cuvântul care s-a aflat pe buzele tuturor de ieri până astăzi în România. Eu vorbesc despre alt aur, despre Titi Aur. E un nume de referință în automobilismul din România. Dacă nu mă înșel, tu mai ai nevoie de 3 titluri să-l ajungi? Ai șanse? Da, șanse am, fiindcă, cum ai spus tu, am 26 de ani și am mult timp în față ca să încerc să mai cuceresc alte titluri, să mai obțin alte titluri de campion național la raliuri. La momentul de față, pentru mine, prioritatea este și va rămâne cea de a crește și mai mult pe plan internațional, dar pentru mine campionatul României este unul care m-a crescut, m-a format și unde am foarte mulți urmăritori și fani, deci va fi mereu o prioritate și voi fi mereu la start cu plăcere și cu bucurie. Dacă se va întâmpla în anii următori să reușesc să obțin mai multe titluri sau la fel de multe titluri ca Titi, o să fiu fericit pentru asta. El este un pilot care a făcut istoria și a crescut motorsportul din toate punctele de vedere. Așa că o să fiu foarte fericit dacă voi reuși să,
să am mai multe titluri ca el. Simone Tempestini, din perspectiva mea, și tu ești un pilot care a făcut istorie. Încă n-ai terminat de făcut istorie, ești abia la început, ai 26 de ani, iar pentru tine lucrurile abia acum încep să se pună în mișcare. Chiar care e vârsta de pensionare a unui pilot de raliuri? Cam când ești considerat gata, prăjit? Poți să ajungi să fii mașina și să fii pilot chiar și peste 45-50 de ani, dar undeva... Dar îți trebuie ochelari. Da, și deja de acolo poți să fii sigur că un pic pierzi pe probele speciale, fiindcă nu mai ești la fel de reactiv și nu mai vezi atât de bine, dar undeva pe la 40, cam pe acolo, încep să fie un pic mai lent. De obicei, piloții cei mai rapidi sunt cei tineri care au avut posibilitatea să facă experiența, fiindcă încă în ei, împreună cu controlul și cu talentul și cu munca pe care o au de făcut, mai există și un pic de inconștiență oarecum, adică faptul că își doresc să meargă la limită în fiecare viraj, să depășească de fiecare dată limitele. Bine, inconștiență, te-aș pune să concurezi cu un bătrân care știe că mai are două luni să vezi inconștiență la volan acolo. Da, dar lipsește n-are într-adevăr reflexele. Dar eu am zis un pic, e important de înțeles că e doar corect. Dorința aia de a face foarte, foarte mult și să nu prea stai să te gândești ce s-ar putea să se întâmple odată ce faci o greșeală. Nu fac asta niciodată, nu prea stau să mă gândesc, uite nici acum nu mă gândesc, mă gândesc că e păcat că s-a terminat emisiunea și că aș mai fi stat de vorbă cu tine. Vorbești foarte bine limba română, din partea mea ai 10 pe linie la capitolul ăsta și la capitolul sportiv, ce să mai discutăm. Ești la început de drum, dacă zici că până la 40 de ani ești în cărți acolo, în raliuri, tu abia ai început acum și ai început foarte bine. Am să te mai aștept cu mare drag în emisiunea mea să vorbim probabil despre următoarele tale realizări. Până atunci realizez că se termină Ochii pe mine în această seară. Mâine de la ora 21, tot aici pe Aleph News, te vei reîntâlni cu mine. Până atunci, ai grijă de tine, să ne revedem sănătoși!